În 28 mai, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute au intrat într-o casă după ce au găsit cheia pe un pervaz și au furat 50.000 de lei. În urma activităților informative operative desfășurate de polițiști, au fost identificate autoarele furtului două tinere de 19 și 20 de ani din județul Sălaj. În cadrul aceluiași dosar penal, în 2 iunie, polițiștii din Ulmeni, ai secției 3, Poliția Rurală Fărcașa, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale, Serviciului de Ordine Publică Grupa Canină și al Serviciului Criminalistic, au pus în executare două mandate de percheziție la domiciliile suspectelor din județul sălaj. Prejudiciul cauzat nu a fost recuperat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterei infracțiunii de furt calificat și desfășoară acțiuni pentru documentarea întregii activități infracționale a celor două tinere.